Dragilor, sunteți familia mea și vă iubesc enorm, enorm de mult, însă sunt sincer cu voi când vă spun că în momentul în care o să fiu criminal, o să vă omor rând pe rând și 100% cred că o să încep cu șoarecul ăsta mic, pentru că prea comentat ieri în ultimul timp, băi și fete, astăzi ne jucăm Murder Mystery cu toată familia și premiul este de $1000 pentru cel mai bun criminal, da? Nu cel mai bun jucător, cel mai bun criminal, pentru că dacă v-ați uitat la primul episod de Murder Mystery, știți că niciun criminal n-a reușit să câștige. În cazul în care nu știți cum se joacă jocul acesta, băi și fete, ei bine, după cum puteți vedea, suntem 6 jucători aici și urmează să intrăm pe o hartă de aici la alegere. Și în momentul în care intrăm pe harta aceasta, băi și fete, din ăștia 6 care suntem noi în momentul de față, unul dintre noi va fi criminal, da? Și scopul lui este să-i omoare pe ceilalți în 5 minute, dacă nu mă înșel, iar unul dintre noi va fi gunner, adică vom avea o armă și într-un fel va trebui să-l omorâm pe criminal. Și desigur, dacă ești inocent, poți face cumva să faci și tu rost de armă. Ești pregătit să pierzi? Bine, băi, tataie, hai să vedem dacă suntem pregătiți să pierdem. Let's go, băi și fete. Bun, hai să mergem prima dată pe harta asta. Bă, fraților, am o tactică super, super tare. O să îmi scenez moartea, o să folosesc o comandă secretă, slash sleep, și gen, când o să treacă criminalul pe lângă mine, eu o să fiu pe jos. Ce faci, băișoare? Ce? Hai să vedem, băiși fete. Mamă, asta, dacă sunt eu prima dată criminalul, bă, cred că o să-i... Bă, să vedeți ce o să le fac. Let's go. Bun, hai să vedem. Pregătiți să pierzi? Bine, moșoricelule, hai să vedem. Let's go, băiși fete, începem Murder Mystery. Hai să vedem care-i treaba. Păi eu zic că 100% o să câștigăm. Ok, bun, deci prima dată avem o hartă de 10 minute, dar după o să o schimbăm pe 5. Credeam că s-a schimbat pe 5, bro. Avem de 10 minute și la minutul 10 o să aflăm cine este criminalul, bro. Hai să vedem, fraților, let's go. Bun, noi suntem inocenți și trebuie să supraviețuim. Deci vedeți, băi și fete, aceasta este comanda. Vedeți? Dacă stau, uite, uite, așa, pare că a murit, uite, vedeți? Gen? Așa o să-mi înscenez moartea. Trebuie să găsesc 10 scrapuri de-astea ca să fac rost de un... Opa, cine e acolo? Uite, Izabela, bro. Am nevoie de scrapuri ca să fac rost de armă. Ok, hai să vedem. Opa, uite pe Izabela, băi și fete. Să avem încredere în ea? Să avem încredere în șoareca aia mică? Sincer să spun, nu știu. Opa, uite și pe șoarecul de răzvan. Mă, dar nu prea merge binoclul ăsta, bro. Las că am binoclu pe C, adică am Optifine. Hai să vedem. Hopa! Izabela, scumpo! Stai departe! Uite și pășoarecul ăla. Bă, aveți scrap? Ia dați-mi scrap-ul vostru. Dați-mi scrap-ul vostru ca să facem o armă. Nu avem. Unde schimb scrap-urile în armă? Răzvane, ia stai acolo. Ai scrap-uri? A? Izabela, tu ai armă? Tu ești gunner? Dacă nu ai scrapuri. Ah, da, e gunner. Ok, bun. Hopa. Bun, deci toată lumea este în viață. Să observ. Unde este mama? Mama e cea mai suspectă. Ia, Marius, vrei? Da. Ca să avem niște... Asta, bă, eu zic să ne... Cum zice? Să ne despărțim. Dacă poate unul dintre voi sunteți criminali 100%, băi și fete, nu cred că e mama, fie vorba între noi. Plus că mama nu cred că m-ar omorât nici pe mine, nici pe nepoții ei. Dar cine știe? Hopa. Oh, let's go. Let's go, fraților, suntem în joc. Suntem în... Tata, pleacă de acolo. Tata, pleacă. N-am nevoie. Pa. Fraților, fiți atenți care-i treaba. O să mă duc undeva și o să fac pe mortul. Dar după cum vedeți, sunt 5 inocenți în continuare, bro. Cineva nu și-a făcut treaba. Criminalul nu prea-și face treaba. Ok. Uite-o pe Magdalena, uite-l pe tata. Opa! Opa, fraților, m-a teleportat, a murit cineva. Mamă, cred că e Magdalena, băi și fete, cred că am văzut-o pe Magdalena cum a făcut asta. Mamă, cred că e Magdalena, fie vorba între noi. Mamă, nu știu, cred că a zis acolo pe Magdalena sau... sau mama sau Izabela sau cine ar putea să fie... Opa, ce avem acolo, băi și fete? Mama care urmărește pe ăsta, Magdalena care urmărește pe mama. Din câte observ, să nu mai ia cineva din spate sau ceva de genul. Opa! Eu de pe Magdalena, băi și vede. Bă, ea e suspectul numărul 1, după părerea mea. Ronda asta, cred că ea e criminala. Tata! Răzvane, șoarece, stai acolo! Ce? Ai scrap? Zi, bă, cum fac din scrap arme? Păi trebuie să ai 10! Când ai 10, ți-a dat o armă.
E simplu. Ok. Hopa. Hopa. Hopa, băi, și fete. Magdalena se duce acolo. Magdalena se duce după șoarecul ăla. Bă, de ce toată lumea fuge de Magdalena, bro? Poate pentru că am dreptate și ea este criminala? Ha? Sunt chiar curios. Hopa. Magdalena! Mamă, cred că l-a omorât pe Răzvan. Oh my god! Oh my god, fraților! Oh, 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 oh my god, oh my god! Magdalena a omorât-o și pe mama, holy shit! Holy shit! Mori! Am tras pe lângă! Am tras pe lângă! Oh my god, oh my god! Tata, tata! E Magdalena! E Magdalena acolo! E Magdalena, ea e criminala! Tata, stai! Stai, că e Magdalena! Oh my god, băi, fete! Magdalena e criminala și am prins-o! Oh my god! Oh my god, băi, fete! Holy shit! Holy shit! Magdalena? Iubire? Boom! Headshot! Headshot! Let's go! Let's go, let's go, guys, let's go! Bun. Prima rundă, super, super simplă. Headshot! Bă, voi ați văzut? Magdalena, iubire, îmi pare rău. Îmi pare rău, dar nu e, bă, nu e vina mea că trag prea bine, fie vorba între noi. Dar hai, băi și fete, să mă duc să schimb ăsta, să-l pun pe 5 minute. Uite, zice că e game time 5 minute. What? Eu să-i aduce să... Nu stai să pun număr of murderers, nu, să fie 1 și să fie 5. What? S-au schimbat astea? Ok, asta e. Reset to default settings. Punem un murderer și 5 minute. Sper că o să funcționeze. Ia să vedem. Ia să vedem, băi și fetea. Hai să mergem să alegem altă hartă. Deci după cum putem vedea, Magdalena a avut șansa să facă ceva, însă nu prea a reușit, Magdalena scumpă. Hai să mergem pe harta asta. Let's go. Sunt chiar foarte, foarte curios. Într-un fel, băi și fete, l-am cam sacrificat pe Răzvan ca să câștigăm asta. Șoarece, îmi pare rău, fie vorba între noi, dar lasă că am câștigat. Nu mai zic nimic. Ok, băi și fete, hai să vedem care-i treaba. Bă, sper că am făcut setările bine. Dacă nu le-am făcut bine, o să fie nașpa. Adică am pus 5 minute. Dacă nu și pe 10 minute e tare. Dar am pus și un criminal. Ah, ok, bun, acum suntem pe 5 minute. Oh my god. Băi și fete, nu prea am încredere în Izabela. Izabela, băi, lăsați-mă, băi! Băi, lăsați-mă. Oh my god. Oh my god, vin după mine. Oh my god, oh my god, băi și fete. Eu sunt gunnerul. Adică trebuie să omor criminalul. Băi. Bă, lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace, că... Bă, trag! Lăsați-mă în pace! Băi, fă-ți-o, se țin după mine. Magdalena, dacă nu mă lași în pace, trag. Magdalena, trag. Pleacă de aici. Oh my god. Fraților, fiți atenți. Fac schema mea. Stopa, ce-a zis Magdalena? Dăm scrap. Nu am scrap pentru că sunt gunner. Cred că Magdalena știe că dacă n-am... Băi, șoarece! Șoarece, trag. Răzvane, pleacă sau trag? Răzvane, trag. Răzvane, trag în tine. Nu! Răzvane, pleacă că trag în tine! Mamă, bă, și fete, l-omor pe Răzvan. Eu i-am zis să plece, de ce nu pleacă? Răzvane... Îmi pare rău, Răzvane. Se pare că... Nu, se pare că... Izabela... Se pare că Răzvan, băi și fete, a fost... Ce faci? L-am omorât pe Răzvan. Am tras în el, l-am omorât pe Răzvan, eram gunner. Pentru că... Băie și fete, Izabela era criminala. Bă, dar de ce Răzvan nu m-a ascultat? I-am zis să plece de lângă mine, bro. Doamne, iartă-mă, fraților. Bă, sper să reușească să se ascundă sau ceva și să nu câștige Izabela. Bă, fraților, de ce nu m-a ascultat? I-am zis să plece de lângă mine. Holy shit. Ia să zic că sunt o fantomă. Ia, șoarecul de Răzvan e pe aici. Bă, Răzvan, șoarecul e pe aici pe undeva? Ia, uitați-vă, bă, băie și fete. Uite pe mama și pe tata, mama și tata. Oh my god, Izabela urmează să-și omoare bunicii, fraților! Vrea să-și omoare bunicii! Hai să vedem, băi și fete, sper să nu facă vreo prostie. Izabela urmează să-și omoare bunicii, bro. E insane, e absolut insane. Bă, ok, cred că tata stă... Oh my god, nu stă bine deloc, tata. Fugi, fugi! Holy shit. Oh my god, o să-l omoare, băi și fete. Oh my god, o să-l omoare. Oh my god, tata, nu, mamă, băi și fete, mama e singura variantă. Mama, nu, mama, fugi,
my god, oh my god, mama, fugi! Oh my god, oh my god, băi, voi vedeți ce văd și eu? Voi vedeți ce văd și eu? Oh my god. Oh my god, fraților. Oh my god, a teleportat-o pe mama. Unde a teleportat-o? Uite-o pe Isabela. Holy shit. Și mama cred că e jos. Da, da, da. Mama are armă, fraților. Check this. Check this, băi, fete. Oh my god, urmează să fie ceva foarte intens. Oh my god, unde e Isabela, bro? Uite-o. Boom! Let's go! Let's go, fraților! Mamă, frate, deci până acum niciun criminal n-a reușit să câștige. Boom! Let's go! Bun, bă, hai să fiu eu criminalul, să câștig eu. Bă, până acum, bă, hai să votăm o random. Hai să votăm random. Șoarece, bă, Răzvane, nu mai vorbesc în viața mea cu tine. Bă, Răzvane, dar ți-am zis, bă, să nu te apropii de mine când sunt gunner, că e suspect. Du-te în altă parte. Ți-am zis că nu sunt eu. A, da, mi-ai zis. Bă, cum am pierdut așa aproape, mi-ai zis că nu ești tu. Bă, băi, fete, dacă mie îmi zice cineva, băi, ești gunner, nu te apropia și știu că sunt inocent, nu mă apropie pentru că știu că urmează să mă omoare, bro. Așa, dacă aș fi criminal, m-aș apropia ea și explica, bă, stai, bă, că nu sunt eu, băm. Ok, băi, și fete, suntem, mamă, suntem, mamă, harta asta nu-mi place deloc. Bă, hai să stăm aici, să vedem ce rol o să primim, bro. Să vedem ce rol o să primim. Ok, suntem inocenți din nou. Bun, ia să-ți vezi, fete. Bun. Fac pe mortul. Fac pe mortul. Fac pe mortul, băi, și fete. Sunt curios dacă o să se prinde cineva. Acum începe tactica mea de a face pe mortul. Fie vorba între noi, dacă nu o să vină persoane pe aici și nu o să fie tracțiune gen să mă vadă lumea că sunt mort, o să mă mut în alt loc în care o să mor. Momentan, criminalul n-a făcut nicio crimă. Vedeți sus că sângeți inocenți și un criminal. Și totul vă pe Răzvan acolo, băi, și fete, oare Răzvan este criminalul? Cine știe? Oare este Răzvan criminalul, bro? Hai să vedem. Momentan nimica, bă, frate, dacă până la minutul 4, bă, trebuie să mă duc să... Oh, oh, ok, ok, au câștigat. Ok, se pare că n-a fost prea multă chestie. Cum v-ați dat seama? Și cine era criminalul? Eu. Eu eram Isabela Scumbu. Bă, de două ori la rând, eu am omorât criminalul. Bravo, pușoare, ce primul lucru bun pe care l-a făcut Răzvan aici. De bun, fraților, e o premieră absolută. Bai, a, da, hai să mergem pe barca asta. Are hack Isabela. Bă, puși, uite, mamă, Isabela de două ori la rând. Oh my god, fraților. Destul de suspect fie vorba între noi. Însă... Bă, nu mai știu, băi, fete, la ce joc tot câștiga Isabela iară pe considere de norocoase. Hai să vedem. Următorul. Toată lumea este pregătită. Mamă, ok, suntem pe barcă. Eu sunt sus aici pe barcă. Oh, uite-l pe tata. A trebuit el să vină rapid aici, băi, și fete. A trebuit el să vină rapid aici. Hai să vedem. Mamă, băi, și fete, iară inocent, bro, nu vine să cred. Hopa. Hopa. What? Bă, iar am câștigat. Bă, că o câștigam așa rapid, cine a fost? Cine a fost, bro? Oh my god. Cine a fost? Isabela, iară tu ai fost criminala. Băi, fraților, mamă, că noroc are Isabela, man, oh my god. Bun, fraților, suntem într-un hotel, cred. Da, într-un hotel în mijlocul pustietății. Suntem inocenți și uitați-o pe Isabela, băi, și fete, care, na. Ia să-i să mă duc până la Isabela. Isabela, tu ești? Hopa. Hopa. Uite-o pe Isabela, băi, și fete. Și dacă iar este ea criminala. Hopa. Hopa, no, no! Bro, cum e tot Isabela? Fraților, ce se întâmplă? Bă, asta a fost a patra oară când a fost Isabela, l-a omorât și pe tata. Holy shit, man. Mamă, da, bă, da, ideea e și, băi, și fete, uite, a văzut-o Răzvan, dați seama, Isabela cum joacă de tot pierde. E real, deci asta e a patra oară la rând când Isabela pierde, bro. Băi, oare, care sunt șansele? Adică,
Cred că șansa să fie ales e de vreo 16%, 17%. Bă, hai despart asta, harta asta e tare. 16-17% și tot Isabela merge, adică, bro, e insane. Am hackuit tot. Ce, Doamne, iartă-mă, bro. Ok. Ok, hai să vedem care-i treaba. Sper să fiu eu, bă, aici, fete, de data viitoare. Bă, dar eu tot nu sunt, bro. Asta mi se pare nașpa. Asta. Give player darkness, destructible gun items. Bă, o să ne mai jucăm aici pe la setări. Să vedem care-i treaba. Poate să punem doi criminali, bro? Ok. Hai să vedem care-i treaba. Let's go. Trebuie să găsim un loc. Oh my god, ok, sunt inocent. Uite-o pe Isabela, bro. Bă, dacă era Isabela. Oh my god, băi, și vede. Isabela, pleacă de lângă mine. Ok, a plecat. Mă, alea sunt slime-uri de pe jos sau de ce îmi dă ăsta? Deci, după cum puteți vedea, sunt... Deci, momentan, criminalul n-am făcut nicio crimă. Am speed. De ce am speed? Vine Isabela după mine. Isabela pleacă. Hopa. Hopa. Magdalena merge după Răzvan. Isabela a tras după mine? Cineva a tras după mine? What? Isabela! Oh my god, că Isabela e iară! Oh my god! Aba nu, e tata? Holy shit! Fraților, tata m-a omorât, man! M-a așteptat într-o parte și m-a omorât! Oh my god! Tata e, nu cred! Oh my god, uite și pe mama, oh my god, că o să ia pe mama, o să ia pe mama, băi, și fete! Nu, tata, nu fac asta! Tata! A fost soția ta atâta timp! N-ai voie să faci asta, nu? Oh my god, oh my god, oh my god, fraților! Nu, 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 oh my god, nu, a ratat, oh my god, oh my god. Bă, dar unde-i gunner-ul? Bă, prindeți-l pe tata! Unde-i gunner-ul? Hopa, ok, i-a dat cuțitul, oh my god, fraților, oh my god, oh my god. Dar cine-i gunner-ul? Fie că era Isabela, bro. Dar Isabela a tras după mine. Jesus, man. Mamă, fraților, tata. Deci nu vine să crede că e tata, bro. Why? Dacă câștigă... Oh my god, bă, dar tot pe mama. De ce vrea să o moare fix pe mama dintre toți? Oh my god, oh my god, fraților, oh my god. Nu e bine, nu e bine, nu e bine pentru mama. Nu e bine pentru mama. Nu e bine deloc pentru mama, uitați-vă. E momentul crimei prins pe video. Oh my god. Oh my god, frate. Bă, da, ideea e că în zona asta vedeți că și mama are speed. Știi? Adică vedeți particule. Uite-ți pe tata cu cuțitul în mână. Bă, nu se mai ascunde de nimica. Doar vrea să omoare pe mama, bro. Bă, ceea ce face mama e o tactică destul de bună, fraților. Pentru că, gen, în două minute trebuie să-i omoare pe toți. Dacă nu-i omoare pe toți, înseamnă că... Pai. Oh my god, Isabela, Isabela. Mamă, fraților, deci nu vine să cred. Tata o să fie primul care câștigă. Deci nu vine să cred, tata o să fie primul care câștigă, bro? Să vedem unde sunt ceilalți, unde e Răzvan și Magdalena, bro? Unde sunt Răzvan și Magdalena, e întrebarea mea. Mă, dar unde-i tata, e întrebarea mea acum? Ok, ia să mergem pe cealaltă parte a hărții, bă, sper că se ascund... Oh, ok, îl trebuie pe tata. Mă, sper că ea doi se ascund undeva. Sper că nu fac... Oh my god, nu se ascund. Bă, sper că au armă sau ceva de genul. Uite-l pe Răzvan. Uite de screpuri. Ok, ok, băi și fete. Răzvan face un team impecabil cu mama lui. Așa. Și tata mai are un minut să-i omoare, bro. Oh my god, l-a teleportat pe Răzvan. L-a teleportat pe Răzvan. Jesus, that's not good. Uite-o pe Magdalena. Oh my god, tata a văzut-o. Sau n-a văzut-o. Magdalena e pe o gogoașă gigantică, bro. Oh my god, a văzut-o. Că încearcă să se urce pe gogoașa gigantică. Aba nu, n-a văzut-o. Mamă, cât de bine se ascunde Magdalena. Oh my god, bro. Uite că el nu-și poate da seama că probabil are GPS. No! Wow. Magdalena fugi. Oh my god. Și mai șină de el. Mai șină de el, bro.
Ok, bun. Băi, și uite, cred că... Uite ce râde Magdalena. Bă, cred că 100% tata o să piardă, pentru că și dacă o omoară pe Magdalena, probabil Răzvan e celălalt capăt al hărții, deci mai are 45 de secunde. Poate omoară pe Magdalena, nu știu ce să zic. Ok, a omorât-o pe Magdalena. Dacă șoarecul de Răzvan ar face o tactică bună, ar fi în celălalt capăt al hărții. Ok... Dar nu-l găsesc. Bă, probabil dacă nu-l găsesc, înseamnă că e ascuns foarte bine. Așa ar trebui să stea. Mai sunt 20 de secunde. Ok. Și nu e... Nu poți vedea unde e Răzvan. Dar ok, tata ar trebui să știe care e GPS-ul ăla în mână. Care îi zice cât de aproape e următorul ăsta. Oh my god, uite la acolo! Are și pistol, ok, băi și fete, inocenții au câștigat din nou, bro. Bă, deci nu câștigă niciun criminal, fraților. Pur și simplu nu câștigă niciun criminal. Bă, hai să facem o rundă specială să fie doi criminali. Bă, hai să facem o rundă specială cu doi criminali, băi și fete. Sau câți criminali? Bă, da, hai, doi criminali. Doi criminali, o rundă specială, bro. Sunt curios. Bă, și stai să fie și 10 minute runda asta. Să fie și 10 minute. Așa, și asta mai sunt aici niște de-astea. Bun, ok. Deci, băi, și mai facem o rundă specială de 10 minute cu 2 criminali, bro. Let's go. Hai să alegem o hartă. Băi, să alegem color field ăsta, că nu prea am jucat. Deci, o rundă specială. Mamă, ce-i ăsta? Ăsta-i canionul. Hai că votez ăsta. În fine, bă, las că vedem ce o să se voteze. Bun, deci în canion. Doi criminali, 10 minute, bro. Hai să vedem, let's go. Bă, sunt curios dacă ești criminal, îți zice oare cine-i... Mamă, fraților, o fi că nu zice care e celălalt criminal și o fi că se moară criminalii trei ca proștii, cred. Ia să vedem. Ok, sunt curios rău de tot, bun. Mamă, știu harta asta, nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc, bro. Oh my god. Hai să vedem, băi și fete, hai să vedem. Ok, eu sunt gunnerul, deci eu trebuie să o prind criminalii. Bă, oricine vine aici, îl omor. Pur și simplu pentru că sunt, uite, deja am murit, oh my god, deja... Oricine vine, îl omor. Deja criminalii au omorât pe toată lumea. Oh my god, băi și fete. Uitați-vă, mai sunt doi criminali și doi inocenți, bro. Nu cred că a fost o idee bună de rundă. Shit. Ok. Bă, aici aș putea să fac tactica mea în care fac pe mortul. Pentru că și dacă îi trece vreun criminal pe aici, o să creadă că m-a omorât alt criminal. Oh my god, boy, shit. Mai sunt 9 minute, men, și eu sunt în viață. Mamă, bă, asta e o rundă intensă. Ok, băi, și fete, eu fac pe mortul și încerc să omor instant. Asta voi încerca să fac. Când vine un criminal lângă mine, îl omor instant. Asta va fi tactica mea. Momentan niciun criminal... Mamă, eu sunt singurul care a mai rămas, bro! Mamă, păi atunci, băi, și fete, schimb tactica, îi vânez. Haideți, mă, fraierilor. Nu! No! Tata! BAM! Mort unu! Ok, băi și fete. Sunt eu versus alt criminal. Magdalena. Magdalena, ești de acolo! Ha, ha, ha. NO! Am ratat. Trebuie să ții cuțitul. BAM! Let's go, băi și fete! Am omorât ambii criminale! Bă, nimeni nu poate să câștige, e insane. Bă, voi observați, niciun criminal nu poate să câștige. Easy peasy, hai că una. Bine, Marius, hai că una. Hai să mergem la industria asta, hai încă una tot așa. Oh my god, fraților. I-am omorât pe ambii criminali, bro. Bă, voi vă dați seama. Asta a fost destul de tare. Fie... Opa, ce-i ăsta? Ia să mergem sus. Ok. Ok, bun. Aici e ceva balcon, dar acum o să ne bage în hartă. Uite ce... să spectatăm de sus, bro, uite. 5, 4, 3, 2,
1, boom. Ok, bă, băi și fete, cred că aici ar fi momentul să fiu și eu un criminal, a? Nu credeți că ar fi momentul și pentru mine? Și oarecum de Răzvan, bă, vine după mine, parcă știe că urmează să fie criminal și că vrea să mă omoare sau ceva, nici nu mai ca să fie inocent. Oh my god. Oh my god, fraților, n-am nicio șansă. Am nevoie de screpuri. Oh my god. Sunt doi criminali, momentan nimeni nu a murit. Bă, pe oricine o să văd, o să cred că e criminal, practic. Ok. Izabela pleacă. Ok, băi, știi, Izabela s-a dus într-o parte, poate nu e criminala. Mamă, deja s-a făcut o crimă, holy shit. S-a făcut o crimă, băi, și vede, nu-i prea bine. Uite, merge asta, emergency open, ce-i ăsta? Ok, am apăsat pe el. Bă, dar, mamă, sunt singur inocent și n-am scrap. Oh my god, fraților. Sunt singur în viață și n-am scrap, nu-i corect. Oh my god, a fost pe Magdalena. Oh my god. Băi, și fete, este o șansă? Oh, capul lui mama. No, tata, no! No! Fraților, au câștigat criminalii. Oh my god, au câștigat. Nu vine să cred, bro, câștigat Magdalena și tata, primii criminali care au câștigat, bă, nu vine să cred, bro. Doamne, iartă-mă. Fraților, acum o să ne jucăm pe harta asta. Bă, sincer, băi și fete, sincer, sper să fie bine, bro. Sper să câștig și eu, bro. Până acum tata și Magdalena au câștigat, bro. Bă, sunt singurii criminali care au câștigat, bro. Și eu până acum n-am fost criminal deloc, man. Holy shit. Ok, hai să vedem care-i treaba. Magdalena, stai acolo. Hai să vedem care-i treaba. Mamă, sunt inocent din nou. Magdalena, lasă-mă în pace. Ah, Răzvan a plecat pe hartă. Oh my god. Aba, nu, uite-l aici. Izabela, lasă-mă. Lasă-mă! Izabela, lasă-mă! A picat. A picat de pe hartă? Ok, cred că se respawnează, nu? Ba nu, a murit! Ce? Bro, cred că a murit Izabela pentru că s-a aruncat de pe hartă. Ok. Bă, sunt... Oh my god, ok, avem 3 aici. Uite-o pe mama. Aha. Bun, avem 4 screpuri. Izabela, de fapt, n-a murit. Cred că Izabela e. Oh my god, băi, și fete, sunt aproape sigur că Izabela e. Dar nu pot să o omor, bro. 100% e Izabela. 100% e Izabela. Dar ce fac, bro? Mamă, mai sunt doi inocenți. Mai sunt eu cu Magdalena, cred. Sau eu cu mama? Oh my god. N-am screpuri. Mamă, băi, și fete. Nu e bine deloc ce se întâmplă. Nu e bine deloc pentru inocenți. Mamă, trebuie să găsești celălalt inocent, bro. Nu. Oh my god! Cine e acolo? Bă, și vede! Cine e ăla? Bro? Oh my god, cine e ăla? Oh my god, vine după mine. Oh my god, nu. Bă, și vede, cine e ăla? Magdalena, salvează-mă! Magdalena, de fapt! Magdalena! Ne-a omorât pe toți! Cine e ăsta, bă, băi și fete? Cine e ăsta? Bă! Oh my god, băi și fete! Cred că e unul care... Bă! Unde e tata? Oh my god, omule, stai departe de noi! Stai departe de noi! Bă, ce, Doamne, iartă-mă, fraților! Cine e ăla? Mamă, și Magdalena iar a câștigat, deci nu vine să cred. Mamă, nu, vreau să mă duc singur, lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace, bă, băi și fete, și Magdalena iar a câștigat, bro, nu vine să cred, man. Cum câștigă Magdalena, bro, de fiecare dată? Ok, hai să vedem. Deci Magdalena e cea mai bună criminală până acum, dar lăsați că știu ce fac. Opa, cine era acolo?
Bun, mamă, deci dacă vă aduceți aminte, băi, și uite pe harta asta, l-am bătut pe Dr. Barbă de la muscat, adică el tot alergat după mine. Mamă, Magdalena, nu. Nu, 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 n-am încredere. Magdalena, pleacă! Magdalena, pleacă de lângă mine. Magdalena, pleacă de lângă mine. Magdalena, pleacă! Oh my god. Băi, și fete, dacă mi-a dat scrap, nu înseamnă că e prietena mea. Ea e soția mea, fie vorba între noi, dar nu înseamnă că suntem prieteni, da? Hai să vedem. Bă, aș avea nevoie de scrap. Magdalena a mai venit după mine. Stai la dista... Oh my god, oh my god, vine criminalul ăla după noi. Bă, băi, și fete, dar cine e ăsta? Ce-a făcut cu tata? Oh my god, ce-a făcut cu tata? De ce vine după mine? De ce vine după mine? Bă, omule, lasă-mă în pace! Oh my god! Fraților, Kiki a făcut ceva lui tata omul ăsta. Bă, pleacă, mă, pleacă! Oh shit! Oh shit! Oh shit, shit, shit! Oh, nu, 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 nu! Mamă, băi, și fete, el e. El e 100%. El e. Nu, e Răzvan, lasă-mă, Răzvan! Oh my god, băi, și fete. Răzvan, oh my god, Răzvan. Oh, Răzvan are arma. Ok, bun. Răzvan, fii atent, Răzvan. Oh, omoară-l pe ăla cu mască. Ăla cu mască e 100%, crede-mă. Omor pe mama, nu, 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 nu. Nu e ea, nu e ea, nu e ea. E ăla cu mască, ăla cu mască acolo. Crede-mă. Haide, băi, vine aici, Răzvane. Răzvan e ofticat că Magdalena l-a tot omorât. Oh my god, mai sunt doi inocenți, eu cu Răzvan. Oh my god. Oh my god, e Isabela, bro! Mamă, băi, și fete, Răzvan trebuie să salveze situația. Răzvan ne salvează situația, tată. Răzvan ne salvează situația. Haide, mă, Răzvan ne salvează situația. Unde e? Ok, uite pe aici, pe Isabela. Să salveze situația, Răzvan, bro, holy shit. Mamă, trebuie să salveze Răzvan situația, bro. Unde-i șoare cu ăsta? Ce să salveze? Că se ascunde undeva de frică. Opa, am văzut ceva aici. What? Uite-o pe Magdalena, băi și fete. Magdalena ar avea șansă cu scrapurile. Uite pe Isabela și cred că mai e și Răzvan, nu? Dar unde-i Răzvan? S-o fi că pe Răzvan l-a omorât. M-am uitat pe Isabela, fraților. Isabela e o criminală, bro. Nu e ok deloc, deloc, deloc ce se întâmplă cu ea. No, mamă, băi, și fete. Boom, let's go, Magdalena. Bă, fraților, Magdalena e prea bună la jocul ăsta. Deci ea câștigă orice ar fi. Voi nu vă dați seama? Efectiv, orice ar fi, Magdalena câștigă. Bun, băi, și fete, suntem pe o altă hartă. Haide-mă, frate-mă. Mamă, bă, până acum, băi, și fete, cred că n-am mai jucat pe harta asta, fie vorba între noi. Adică mă uit așa stânga-dreapta și nu prea îmi dau seama. Hai să vedem. Doamne, bă. Bă, sunt inocent întotdeauna. Uite-o pe Magdalena. Bă, fie vorba între noi. Fie vorba între... Mamă, nu. Nu! Fie vorba între noi, chiar mă descurc să omor criminalii, dar trebuie să am o armă. Trebuie să am o armă, frăților. Oh my god, uite-o pe... Cine e acolo? Cine e acolo? Cine e acolo, bro? Who's there? No. No! Isabela, no! No, 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 no! Oh my god! Bă, băi, fete, nu pot să am încredere în Isabela, îmi cer scuze. Adică Isabela chiar m-a omorât de fiecare dată. Hopa. Ce-i aici după ușile astea? It's locked. Ok. Nu pot deschide acele uși. Hai să vedem. Oh my god, mama a murit, nu? Ok. Oh, ce s-a auzit?
Ok, scrapuri. Uite-o pe... Opa! Bă, Magdalena avea un cuțit în mână. Izabela, lasă-mă. Nu, e bine. Mamă, bă, păi și uite, abar n-am cine e, adică... E una din rundele în care sunt atât de confuz. Și mai am și 5 scrapuri doar. Nu, no, cine e ce? Kinaki... Magdalena. Bă, că e Magdalena, fie vorba între noi. Frații ăsta aproape sigur că e Magdalena. Fie așa vorba între noi. Ia, vedeți. Să mă găsească cineva aici, bro. Nu mă găsește nimeni nici de bun. Frate, ok, că am găsit un bug pe harta asta. Adică dacă stau... Oh, Innocent Win! Oh my god, cine era? Oh my god, am câștigat, let's go! Cine era? Cine era Izabela? Cine era criminalul? Eu nu eram, eu am fost, da, bă, băi, și fete, cred că dacă mi-aduc aminte... Bă, dar cine-i, bă, cine-i omul ăsta, man? Cine-i omul ăsta, bro? Mamă, man! Bă... na, în fine, ideea e, băi și fete, că ar trebui să să avem o tactică mai bună. Mamă. Bă, și de, credeți că e tata care încearcă să ne facă o farsă? Adică, până la urmă, e un om cu mască. Poate să fie oricine, da? Adică, poate să fie orice om care are mască, până la urmă, nu? Adică... No, băi, pleacă de lângă mine, băi. Pleacă de lângă mine. Pleacă de lângă mine. Poate să fie orice om care are mască. Mamă, harta asta, bă. Harta asta, băi, și fete, e oribilă. Ok, mai pot să mă duc pe aici. Hai să vedem, let's go. Da, desigur, ca de fiecare dată. Inocenți. Trebuie să găsim 10 scrapuri ca să craftăm o armă. Izabela, aruncă-mi scrapul tău și du-te în spate dacă ești inocentă. Ha. Nu știu dacă pot avea încredere în Izabela, bă, băi și fete. Dar m-a ajutat. Ok. Na. Poate să facă numai așa. Oh my god. Oh my god. Am fost teleportat, cineva a murit. Oh my god. Ia stai. Nu. Mama. Aruncă scrap-ul pe jos dacă ești inocentă. Oh my god. Oh my god. Izabela, să mă pace! Izabela! Nu, 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 Izabela, să mă pace, Izabela, să mă pace, Izabela, să mă pace. Lasă-mă în pace. Oh my god, băi, fete, ru 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 ru. Răzvane, ajutor, dacă ești gana, rupușcă pe Izabela, ajutor. E Magdalena. Ah, da? Oh my god. Izabela, ai scrap? Minte, cum adică minte? Eu zic că e mama. Păi da, asta zice și el. Okay. Oh my god, bro. Mă știu, sunt aici cu șoareci ăștia mici. Nu știu dacă pot să am încredere în ei. Bă, dar fie vorba întâlnirea, ar putea să-l omoare criminalul pe amândoi. Mama ta. Ai, bunica. Opa, uite acolo pe... Păi, bă, fie vorba... Nu! Mamă, băie și fete! Ah, Răzvan avea dreptate, fraților. Răzvan avea dreptate. Cred că a mai rămas Răzvan cu... Răzvan cu mama, nu e așa? Bă, șoarecul de Răzvan avea dreptate, bă, băie și fete. Șoarecul de Răzvan avea dreptate. Fraților, de acum o să jucăm pe doi murderări ca să... Ca să fie așa mai intens. Mă înțelege să fie mai intens. Bă, voi vă dați seama că eu n-am picat deloc criminal, bă, dar și că-mi pic câștig tot. Doamne, deci nu vine să credeți, dacă iară câștigăm Magdalena... Doamne, deci Magdalena e prea bună la jocul ăsta, bro.
E o criminală în serie, Magdalena Broș și soția mea, adică nu e, nu e ceva, nu e un flex, nu e ceva bine. Uite, bă, mama era gunnerul și a omorât-o. Bă, fraților, deci înseamnă că a mai rămas Răzvan. Așa că dacă Răzvan ar veni aici să ia arma, habar am de ce Magdalena are impresia că campează arma, pentru că ea trebuie să-l omoare pe Răzvan, nu Răzvan trebuie să o omoare pe ea. Răzvan mai e în viață, nu? Da. Dar unde e șoare cu ăla, bă? Da, e și o tactică să se ascundă undeva, adică e o tactică bună să se ascundă undeva, dar totuși, bro, totuși. Magdalena! Dar oare unde e șoare cu băi și fetea asta, să-l căutăm pe aici? Poate îl găsim pe undeva. E aici? Eu asta cred că face, el se ascunde acum undeva. Bă, nu poți să-l găsiți că ești nebun. Înseamnă că se ascunde destul de bine. Ia, poate se ascunde aici sus? Poate a intrat în vreun trend ăsta? Și se ascunde aici, bro? Bă, Răzvan i-a dat dispărut oficial. Nu că ar fi ceva rău, dar... Da, e ceva rău pentru Magdalena, care trebuie să-l omoare. Și am pierdut-o și pe Magdalena acum. 5, 4, 3, 2, 1... Inocenții câștigă, fraților. Răzvan i-a făcut-o lui Magdalena. Bă, era și timpul. Era și timpul să piardă și ea. Magdalena, iubire, ce să-ți fac? Ce să-ți fac? De câte ori mai pică? Haideți, băi și fete, că o să punem de acum... doi murderări. Da, o să facem la o nebunie maximă. Nu am picat niciodată. Bă, nici eu, nici Răzvan n-am picat niciodată, fraților. Adică, cred că și mama a fost. Însă eu și Răzvan n-am picat niciodată. Ar fi acum foarte tare să avem așa un team între mine și Răzvan. Mai dăm doar două meciuri, băi și fete, da? Două meciuri, unul în memoriamul meu și unul în memoriamul lui Răzvan. Că noi doi n-am picat niciodată criminali. Da, poate avem noroc în momentul ăsta și poate picăm acum criminali. Nici mama n-a picat, bro. What? Juma, tata, bă, dar cine e acolo, bro, băi, lasă-mă în pace. Bă, lasă-mă în pace, mă. Păi, dar eu nu știu unde a dispărut tata, la e tata cu mască, face o glumă sau ceva de genul. Ia să vedem. Doamne, bă, cred că tata vrea să ne facă un fel de caterincă, dar... Eu nu văd nimic amuzant. Oh my god, bro. Oh my god, sunt inocent, man. Ce să găsesc, mă, zice screpuri, că îi omoară pe toți. Singura variantă ar fi să găsesc gunner-ul când moare și să iau arma. Deja a murit cineva. Ok. Unde e toată lumea, bro? Nu prea înțeleg unde e lumea. Ok, fraților, eu o să stau aici. O să stau aici și o să campez. Nu prea am altă variantă. Mai sunt trei inocenți. Sperăm să nu vină nimeni. Uite-l pe... criminalul ăsta. Asta e criminal 100%. Ascultați aici la mine. E criminal 100%. Ok. Băi și fete, eu cred că criminalii nu o să mă găsească aici și sper să nu mă teleporteze sau ceva de genul. Asta e un spot foarte bun. Ok, m-au teleportat. Dar cred că mă pot întoarce în oh my god, uite pe criminalul ăla. Ăla e criminal 100%, bro. Sau, băi și fete, să am încredere în fiul meu? Ia să vedem. Răzvane! Răzvane! Ești aici, tată? Răzvane, dă-mi screpul. Am avut încredere în fiul meu, băi și fete. Am avut încredere în fiul meu să n-aveți niciodată încredere în fiii voștri. Uite, bă. BOOM! BOOM! L-a urât Isabela! Așa-i trebuie lușare cu ăsta! Bine, bun, și ultima rundă, băi, și fete, asta va fi ultima rundă. Ultima rundă pentru mine, cum ar veni, n-am o șoarece. S-a teleportat în spatele meu, care erau șansele? Și asta va fi ultima rundă, bă, băi și fete, tind să cred că
Există niște hackeri pe aici, bro. Adică, bă, eu nu am picat deloc. Cineva e împotriva mea. Mamă, ce m-a speriat. Ok, fraților, hai să... Mamă, uite-l pe ăla. Bă, dar la cine e, bă? Bă, nu înțeleg, fraților. Ăla e tata care ne face o farsă. Băi, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, bro. Bro, leave me alone. Îmi face cu mâna. Fraților, ultima rundă. Trebuie să o câștigăm pe asta. Dacă eu câștig acum runda asta, face mai nebun Crash și sunt criminal, o bat și pe Magdalena, care Magdalena e cea mai tare la jocul ăsta. Ia să vedem, hai să vedem, let's go. Let's go, băi și fete. Bun, sunt gunnerul, nu sunt criminalul, dar sunt gunnerul, bun. Primul pe care îl văd e mort. Magdalena e moartă. Magdalena! Nu! Nu era ea! Bă, că erau șansele! Nu! Uite-o pe mama! Nu! Lasă să mă moare! Nu! Upa, cineva a fulgerat-o, mama! Bă, ești fete, mama! Bă, care erau șansele? Magdalena a fost întotdeauna! Nu! Oh my God! Bă, ești fete! Scrieți la comentarii, fraților, dacă mai vreți să facem episoade de-astea și scrieți cine credeți că s-a descurcat cel mai bine și ce s-a întâmplat cu tata! Oh my God. Ia vedeți, mișcă-te că poate ne salvează criminalul, ia. Ok, e Răzvan cu mama. Bum, 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 hai criminalule, hai. Nu. Ok, l-a teleportat Răzvan. Mamă, bubă, ești fete. Stați puțin, că nu închid videoclipul, vreau să văd dacă îl bat ăștia pe Răzvan. Mamă, bubă, ești fete. Deci nu accept ca șoarecul ăsta să aibă un win și eu să nu am. Bă, pur și simplu nu vreau să accept. Mă enervează prea mult. E prea enervant. Haide bă, omule care nu te cunosc. Mamă, nu mai trage de la distanța asta, ticule, că n-ai nicio șansă. Oh my God, fraților. Asta cred că e tata cu mască, fie vorba între noi. Bă, voi vedeți că l-a făcut pe Răzvan. Mamă, îl așteaptă Răzvan aici jos! Mamă, îl așteaptă Răzvan aici jos să-l omoare. Holy shit! Mamă, bă, băi, și fete, eu te știu pe Izabela, mamă, de ce îi fac cel mai nebun timp? Haide-mă, hai. Deci dacă șoarecul ăsta de Răzvan o să aibă un win și eu nu o să am, o să-și bată joc de mine toată ziua. O să-și bată joc de mine. Haideți, bă, haideți! No! Nu, de ce a tras pe lângă? Nu! Boom! Let's go! L-am bătut pe Răzvan! Scrieți la comentarii dacă mai vreți să facem episoade de genul, bă, și vede, bă, și Magdalena e de departe cea mai bună la jocul ăsta.